Există albine care mănâncă carne și produc un tip special de miere. Dar azi vom vorbi despre niște insecte care sunt gata să ia de la aceste albine titlul de cele mai stranii din lumea animală. Veți afla de ce albinele au nevoie de lacrimile și transpirația oamenilor. Cum au putut să supraviețuiască sub ploapa unei femei? De ce oamenii de știință și-au plasat de bunăvoie insecte în ochi? Ce se va întâmpla dacă o albină vă va înțepa fix în cornee? Și de ce insectele încetează să se hrănească cu mâncarea lor obișnuită? Când o locuitoare din Taiwan, doamna Hvă, s-a adresat la spital, ea credea că avea o infecție oculară. Cine știe, se mai întâmplă. Femeia avea grijă de mormântul unei rude și într-un moment dat a simțit ceva în ochi. Crezând că e pământ sau nisip, doamna Hvă și-a clătit ochiul cu apă. Dar a făcut și mai rău. Durerea creștea, iar ochiul se umfla. Până la urmă a fost nevoită să meargă la medic. Care a fost mirarea acestuia când a observat în ochi niște picioare de insecte? Să fim de acord, nu e chiar ceea ce vrei să vezi în așa situație. Doctorul a scos din ochiul femeii 4 albinuțe minuscule, una câte una, fără măcar să le rănească. Adică, să ne înțelegem, albinele erau încă vii. Cum așa? De exemplu, când îmi nimerește mie ceva în ochi, îmi vine deodată să-l frec, iar femeia nici nu și-a frecat ochiul, cum de s-a abținut? De fapt, doamna Hvă a fost norocoasă. Dacă ar fi strivit insectele în ochi, treaba ar fi fost mult, mult mai periculoasă. Aici apare o întrebare. Ce fel de albine sunt astea? Faceți cunoștință, Lasioglossum, în care intră diferite tipuri de albine, chiar și albina din Gotham, care locuiește în New York. Da, și mie mi-a plăcut acest nume, de asta n-am putut să mă abțin să nu mă împart cu voi. Insectele care adoră când oamenii miros neplăcut. Nu, nu glumesc. Ele preferă oamenii transpirați, deoarece hrana omului e atât de sărată că transpirația lor are niște substanțe hrănitoare, care le sunt necesare albinelor. Ele adoră sarea la fel ca cerbii, de exemplu. Dar, spre deosebire de animalele mai masive, o adună pe ascunse. Majoritatea oamenilor nici n-au idee că micile albine se așează pe corpul lor ca să ia masa. Yummy, ești atât de transpirat și atât de gustos! Și treaba nu e că noi, oamenii, nu observăm ce se întâmplă pe corpul nostru când este cald. Pur și simplu, aceste insecte sunt atât de mici, ca două semințe de susan. E greu să le vezi, nu că să le simți. Deci nu nimic uimitor în faptul că doamna Hvă le-a observat prezența abia atunci când ele i-au intrat în ochi. Probabil că albinele Gotham sau rudele lor apropiate, care adoră transpirația, locuiesc undeva fix lângă dumneavoastră. 100 de indivizi pot să se afle pe un metru pătrat de iarbă, așa, simplu. Ele nu sunt pretențioase. Pot să trăiască și sub pământ, în singurătate. Singur înțelegeți că să studiezi ceva atât de mic nu e o sarcină ușoară. Oamenii de știință au decis să jertvească cu sine înșiși și mi se pare că e o faptă destul de eroică. Albinele astea mici iubesc transpirația și lacrimile și dacă transpirația se dobândește prin anumite eforturi, atunci ochii umani sunt mereu umezi. Și ce credeți că au făcut oamenii de știință? Corect, s-au folosit de asta și le-au permis albinelor să bea din ochii lor. Da, e atât de înfricoșător pe cât v-ați imaginat. Spre deosebire de albinele care mănâncă carnea putredă, această imagine te sperie mult mai mult. Așadar, după cum vedeți, ele se așezau pe ochii lor și oamenii de știință încercau să nu clipească, ca să nu le alunge. Când totuși albina începea să bea din acel mediu lichid, omul nici nu observa, până se așezau mai multe insecte. Ele se adunau una lângă cealaltă. Ochiul începea să lăcrimeze și clipitul nu mai ajuta. Unele dintre albine chiar se băgau și sub ploape. Există totuși un plus mare. Aceste insecte rar când înțeapă pe cineva și chiar dacă se întâmplă e aproape nedureros.
După scara Schmidt, mușcătura acesteia este egală cu 1. Entomologul a descris înțepătura astfel, o scânteie care va ars doar un singur fir de păr de pe mână. Pentru comparație, furnica glonței pe nivelul 4, ca intensitate și ca durere. Apropo, unele albine care beau transpirația, în general, nu au ace. Melipona, albinele fără ace, care produc miere. Pentru protecție, acestea folosesc diverse lichide. De fapt, în procesul evoluției, acolor a devenit atât de mic și inutil că se poate vorbi despre el ca și inexistent. Și da, ele beau lacrimi din ochii oamenilor, câinilor și a taurilor zebu. Dar să ne întoarcem la albinele noastre care iubesc transpirația. Ce s-ar fi întâmplat dacă ele ar fi înțepat un om de știință în ochi? Am folosit cam mult timp pentru a afla informația necesară și până la urmă tot n-am găsit date anume despre asta. Dar asta nu înseamnă că alte tipuri de albine n-au înțepat oamenii în ochi până acum. Și iată ce se întâmplă în acest caz. Înțepăturile insectelor pot provoca o reacție toxică chiar dacă va suferi doar pleoapa. În orice caz, acul va zgâria și cornea, adică suprafața ochiului. Ochiul se va umfla și va avea loc un proces de inflamație. În cazul da, durerea e enormă, dar aici problemele doar încep. În unele cazuri, victimele dezvoltau cataractă. Poate de asemenea să apară glaucomul și atrofia irisului. Iar asta duce la pierderea parțială a vederii. În afară de acestea, toxinele insectelor pot distruge o mare parte din celulele ochiului, ceea ce poate duce la orbirea permanentă. Doar imaginați-vă o înțepătură întâmplătoare și gata, vedeți doar cu un singur ochi. Doamne ferește! Dar riscul înțepăturii nu e unicul risc de care puteau să se ciocnească oamenii de știință în timpul experimentelor. Insectele, inclusiv cele care beau lacrimi, pot transmite microbi de la o gazdă la alta. Dar asta e subînțeles, ține de toate, inclusiv de țânțari, de gândaci și de muște. De exemplu, cele din urmă pot transmite conectivita de la o vacă la alta, iar alt tip de muște pot transmite între animale și oameni o infecție care se numește sifilis tropical. Dar am niște noutăți bune. Niciunul dintre oamenii de știință care le-au permis albinelor să bea din lacrimile lor nu s-au infectat. Merită de menționat că nu doar albinele beau lacrimi. Este o practică destul de populară printre insecte. E un mod simplu de a obține hidratare, precum și diferite microelemente și aminoacizi. Poți să bei lacrimile oricui, chiar și a crocodilului, și el nu îți va face nimic. Animalele, în general, nu sunt împotrivă când cineva servește din lacrimile lor. Unele sunt atât de ok cu asta că nici măcar nu se trezesc din somn. Astfel, în Brazilia, a fost observată o molie care stătea pe o pasăre și o servea ca pe un cocktail. Aceasta probabil că visa al șaptelea vis, iar molia își instalase trompa în ochiul ei. Trompa în ochi? Suna ceva maxim de neplăcut. Dacă cineva mi-ar băga trompa în ochi, sigur m-aș trezi și cel mai probabil că aș țipa. Dar pasărea nu se trezea, deci probabil că molia nu-i provoca disconfort. Biata de ea, nici măcar poate nu înțelegea ce se întâmplă. Fluturii caută nutrienți literalmente oriunde. Plante putrezite? Super! Bălegar? Minunat! Animale moarte? Aduceți două! Oricare produse ale activității umane? Why not? Tot ce ne pare dezgustător nouă, pentru fluturi e o sursă de hrană. Da, acești tipi adoră să zboare din floare în floare, dar asta nu înseamnă că vor refuza o porție de excremente. Natură, am zis-o nu doar odată, scuze, dar ești stranie. Iar aceștia ce sunt? Fluturi vampiri? Ah da, de ce nu? Caliptra. Aceștia pot să se hrănească cu sângele diferitor vertebrate, inclusiv cu sângele omului. Dar asta nu e o parte majoritară din dieta lor. De obicei, aceștia iau masa cu fructe, dar nu refuză și sânge. Aceste insecte pot să străpungă pielea groasă a unor animale, cum ar fi bivolul și chiar elefantul. Când se așează pe victimă, fluturile își introduce încet trompa sub piele, legănându-se dintr-o parte în alta, apoi bea și bea până la 50 de minute. Urma acestei înțepături e roșie și doare mai tare decât cea țânțarului. Se crede că nu prezintă pericol pentru om.
Cel mai probabil că abilitatea lui de a străpunge pielea animalelor e datorită faptului că deja de mult timp străpunge fructe în căutarea sucului. Nu știu ce să zic. Poate odată un fluture cu o vedere foarte rea a încurcat mărul cu elefantul și a decis că nu e o idee chiar rea. Dar de ce în general insectele încep să se hrănească cu lacrimi, transpirație sau sânge? Că sunt surse de sodiu, de exemplu, pe care nu-l găsesc așa ușor în altă parte sau treaba e în altceva? S-a dovedit că nu e chiar așa de ușor să iei și să bei nectar. El nu e suficient pentru toți. Chiar și albinele cu bondarii se întrec pentru nectar între ei, iar această concurență îi face să-și schimbe preferințele culinare. Dacă stăm să ne gândim, există o logică aici. Numărul plantelor e limitat, iar insectele care au nevoie de nectar sunt foarte multe. Bondarii și albinele au literalmente același meniu. Nu e straniu că trebuie mereu să se lupte unii cu alții. Folosind cuvântul luptă, nu am în vedere bătălii între diferite specii, dar dacă luăm în considerație că lipsa hrănii duce la moarte, concurența asta e chiar foarte dură. Aceeași se întâmplă atunci când albinele producătoare de miere ajung pe același teritoriu cu cele sălbatice. Doar imaginați-vă că sunteți o albină care locuiește undeva în pădure. Știți la sigur unde poate fi găsit cel mai delicios nectar, care vă va asigura prosperitatea stupului vostru. Dintr-o dată, aflați că alături s-au mutat niște stupuri cu albine domestice și deja v-au mâncat tot nectarul. Asta e o problemă reală. Despre asta vorbesc și apărătorii animalelor sălbatice. Uneori, concurența vine de unde nu te aștepți. Astfel, albinele europene aduse în Australia privează cele locale de nectar și polen, pentru că ele sunt mult mai multe la număr, adună resursele mult mai eficient și nu sunt pretențioase. Plus că speciile locale sunt influențate și de urbanizare. Pe scurt, de peste tot apar probleme. Și cum în așa situație să nu cauți surse alternative de hrană? Cum să nu bei lacrimi, transpirație, sânge, să mănânci carne putredă? Albinele doar încearcă să supraviețuiască. Ce altceva pot să mai facă dacă e rând la nectar, metaforic vorbind? Nectarul este adorat nu doar de insecte, ci și de păianjeni. Apropo, să nu uităm de lilieci și de păsări. Cele din urmă consumă nu doar nectar, dar ocupă o parte mare din dieta lor. Majoritatea îl combină cu insecte ca să nu moară de foame. Pentru colibri, nectarul e o sursă de energie fără de care ele pur și simplu pot muri. Iar aici se începe o adevărată luptă între păsări și albine. Dar despre asta vom vorbi altă dată. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din acest episod. Apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și nu uitați de like. Pe curând!